Prietenii lui Vlad Pascu dau din casă în fața judecătorilor. Tânărul care a ucis doi studenți în stațiunea 2 mai făcea drifturi în noaptea fatidică, manevre periculoase care i-au speriat până și pe ceilalți pasageri din mașină. Ce a mai făcut Vlad Pascu înainte să spulbere grupul de tineri care mergea pe marginea drumului, aflăm chiar acum de la reporterul Observator Cristina Niță. Să o ascultăm. Bună ziua! Prietenii lui Vlad Pascu au relatat că acesta făcea drifturi și manevre periculoase, astfel încât doi dintre ei i-au cerut să îi lase să coboare din mașină. Aceștia au menționat în rechizitoriu că tânărul avea un comportament ciudat, iar ei s-au speriat. Vlad Pascu a consumat droguri înainte să se urce la volan. Pascu a lovit în plin cu 150 de kilometri pe oră un grup de 8 tineri care se deplasau pe marginea carosabilului. Doi dintre ei au murit, iar alții trei au suferit leziuni. Martorii relatează că în momentul accidentului au auzit doar sunetul impactului, fără zgomot de frânare, fără să știe ce anume i-a lovit. Procesul lui Vlad Pascu a început joi la judecătoria Mangalia, însă a fost amânat pentru 14 martie. Tânărul este acuzat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe și părăsirea locului accidentului. Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.